Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Observ că plângeți. Da. Ce durere vă macină? Am venit cu autobusul, cu autocarul, până la România. La România nu m-a prins că am deport De de la unde? Italia. Dumneata era în Italia, cu pașaport Da? moldovenesc. Da, cu pașaport moldovenesc. Și dacă te duceai spre Moldova cu autocarul, de ce nu te-au lăsat să intre? Nu știu, ne-au spus că am interzicție și nu se poate să intră în țara europeană, în Italia, în Moldova, în România. Nu ne dă voie să intră în România, nu se poate. Nu, legea nu permite ca cetățeanul moldovan cu deport să intre în România. Dar când a fost asta? Asta a fost pe data de 27. Aprilie. Da. Câteva zile în urmă. Și acum ești la Da. Budapesta? Sunt la Budapesta, S-au da. terminat banii? S-au terminat banii. Azi e ultima zi de stat în hotel. Eu dar nu am bani. Și ai avut bilet, ți-o lua băietul să te duci, nu știu Da, de ce, în da. Belarus, de ce în Belarus? Băietul a luat bilet la Bilavia. Și mi-a spus că gata, o întors, ruta o întors cu aeroportul, cu avionul, nu se poate duce la Minsk. Avem avion la Minsk și o spus că gata, ruta nu pleacă la Minsk. Și ai rămas la Budapesta și nu știi ce să faci. Nu știu ce să fac, nu știu, sincer, nu știu. Dar n-ai contactat ambasada Moldovei din Da, Ungaria? am contactat-o și mi-a spus să aștept vreo câteva zile, poate ruta să revină, poate pe duminică să Ruta revină ce? ruta. Ruta ce e spre Da, Belarus? spre Belorusia, da. Dar microbuzul, autocarul te-a lăsat în vamă și s-a dus mai departe cu oamenii, da? El a plecat mai departe, dar cu pasagerii la Moldova. Ei au ajuns marți dimineața. Dar eu sunt aici, în Budapeste. Eu n-am de mâncare, n-am mâncat sucintești. Dar Italia de ce te-a deportat? Că stăteai, lucrai ilegal mai mult de Da, 3 eu... luni. Nu, eu avem o luni de zile de când eram în Italia. Pe data de 9 martie am intrat în Italia. Am lucrat o luni de zile și vecinii au părât că este badant în casă, fără acte. Eu nu avem acte. În timp de o luni de zile nu e posibil să faci actele. Pe pandemia asta. Și a venit poliția și m-a luat din casă și ne-a făcut deport. Te-o suit în microbuz, Da, te-o trimis. data de 15 aprilie ne-a făcut deport. Pe data de 21 aprilie eu trebuie să părăsesc Italia. Pe 24 aprilie m-a suit în autocar. Și România nu te-a lăsat. Și România nu m-a lăsat să intru. Traversez, că n-aveai de gând să rămâi în România, vreau să duci acasă. Desigur că n-am, eu i-am spus, eu sunt tranzit, eu nu, nici nu ies în autocar, eu sunt tranzit, vă rog frumos dați-mi voie să ajung acasă. Și deci ambasada ți-a zis să aștepți că poate vine avionul totuși spre Belarus. Acolo ce ai, rude sau de acolo vrei să vii indirect spre casă? La Belorusia, avion nu e spre Moldova de la Belorusia, este avion la Moscova, pe urmă la Chișinău. Oho. Eu n-am banii ăștia cu și m-a transportat. O cumpărat băietul biletul 210 euro. Și banii Eu ați văluit n-am în vânt, bani. dacă nu, avionul nu zboară, e dat bani Da, degeaba. o pierdut și el banii și eu am rămas pe drumuri, eu n-am unde sta. Pur și simplu n-am unde sta. Bun, eu am înregistrat mesajul dumneavoastră, îl public și încercăm să găsim niște variante, nu știu, ONG-uri de la Budapesta, oameni de treabă, poate chiar ambasada să vă ofere o variantă și neapărat să ne lămurim cu România, de ce nu vă lăsați tranzitați spre casă? Asta mi se pare cel mai grav, că ați pierdut microbuzul pentru care ați plătit probabil. Desigur, 200 de euro. Ținem legătura aici pe Messenger, public acum asta și încercăm să găsim soluții. Mulțumesc pentru încredere. Da, mersi, i-am ascultat. Poate este vreo mașină
cu care trece prin Ucraina să mă iei, să mă aduc acasă la Moldova, poate cumva, nu știu, eu sunt pe drumuri. Da, o să căutăm și așa variante. Dar ziceați că mai sunt oameni în situația asta. Da, sunt încă 5 persoane. Tot moldoveni și tot cu pașapoarte biometrice. Da, din Franța, din alte regiuni a țării, tot prin România și tot la români, eu dat jos, eu coborât și Ungaria, eu luat la dânsă. Și de ce ați ajuns înapoi în Budapesta? Că ați vrut de acolo cu avionul? Sau ei unde sunt? Singur m-a trimis la Budapesta. Mi-a spus adresa unde să mă duc, ea ca unii sunt la consulat, ea ca unii să mă aflu. Eu am hotărât, eu am venit. Dar Dar ceilalți? orice, nu pot pleca, damă. Dar ceilalți? Dar ceilalți șed închiși la un penitenciar, nu știu, mi-a spus și nii la ambasadă că sunt închiși acolo. Dar de ce? Că suspecți de COVID și un fel de carantină? Posibil că eu pus în carantină, nu știu, pe mine m-au lăsat aici, pe dânsul, eu dus acolo, Eu găsesc cu nu știu. temperatură sau de ce? Nu știu. Nu cred să-i găsesc cu temperatură, pur și simplu cred că eu pus grămadă să stea, să nu umble. E ciudat că pe 7 i-au pus grămadă și pe dumneata te-au lăsat singură. Vreun motiv a avut, cred că să-i pună separat și încă instituționalizat. Dumneata pe bani proprii în hotel, dar ei e în închisoare, cum zici. O mai fost un bărbat la alt hotel. Și pe dânsul l-a luat de acolo și l-a dus lângă ceilalți bărbați. Dar pe mine m-a lăsat aici. Poate pentru că ceilalți sunt bărbați și să nu puteau să vă Bun, amestece pe genuri. posibil, eu nu știu. Între ceilalți nu sunt femei. Nu, Am eu înțeles, da. singur una femeie. Da, ăsta poate fi motivul. Bun, mulțumesc pentru încredere, ținem legătura. Da, mersi mult. La revedere. Sănătate!